Avem în fața dumneavoastră una dintre cele mai simpatice persoane pe care o știu din lumea mondenă. I se spune Miss XXL pentru că este XXL și pentru că este Miss, cu siguranță. Să rămână, doamnelor asta și domnilor, la datorie! Seara. Bine ați venit! Să rămână, doamna Marilena Saran, o forță a naturii, ceva grozavă. Ce faci? Sunt fericită. Așa. Că mă aflu aici. Așa e. Că mă încarc cu tinerețe. Așa și e. Cu energie de la voi, de la colegii voștri, simt că întineresc. Așa. Și asta face bine, că nimeni nu dă vârsta. Nu, când ați făcut așa, am crezut că mergeți la metoda fel. Irinei Rochie, să înceapă să se ia la palme brusc, așa. Bun. Și sunt fericită de câte ori ne vedem, pentru că ne leagă niște momente foarte frumoase. Din trecut de 20 de ani aproape. Da. Dar în același timp observ că, știți, este un compliment pentru femei când vă spun: arătați neschimbată. Da, nu putem să întrebăm câți ani are doamna, că nu se întreabă nici doamna. Nici nu e cazul, altfel cu silueta e bine așa? Nu prea e bine. De ce? Nu prea e bine, că m-am mai dolofănit, merg mai greu, da. De la o vreme, știi cum, eu mă simt perfect, dar mă ciocănește tinerețea. Pe unde vă ciocănește? Pe la genunchi. De jos începe. Asta cu ciocănitul nu e de bine. Gonartruza, știi? Am înțeles, nu e de bine. Și mă deplasez mai greu. Aha. Am o prietenă de stradă, Cârja. Aha. Acum am intrat fără. Da. Mi se pare normal și, în al doilea rând, pe poleiul ăsta de afară nici n-ai cum altfel. Da. Și mă străduiesc să mă încadrez într-un anumit... Da. Regim, dar mai am ceva care mă deprimă. Așa. Faptul că am rămas singură după 45 de ani de viață și singurătatea asta mă apasă îngrozitor. Partenerul de viață s-a sfârșit. Uite, pe 1 aprilie face 4 ani săracul de când nu mai e. Dumnezeu. Și era un tip atât de haios. Era, da. De talentat. Ce versuri, ce epigrame, măi. Și când am dat telefon la unitate să anunț colegii că a murit colegul lor, colonelul Salan, a spus: haideți, doamnă, face glume cu noi de 1 aprilie, cum să moară. Săra. Adică, da. Și starea asta mă face mai cristian să stau în casă, să ronțăi semințe, să covrigei, mă uit la... Da. Și asta îmi strică. Dar acum mă duc la spital, la Ana Aslan. Așa. Să fac analize, să mănânc la dieta acolo și să încep să îmi revin. Puțin trebuie daros ca să puteți... Mă sufoc, nu mai pot să respir. Așa. Dar nu mă las. Cânt, dansez. Sunteți asta vesela? După pauză. Vă rog frumos, doamnelor și domnilor. Moment de magie. Miss XXL va dansa imediat pentru dumneavoastră. Aoleu. Țineți-vă bine! Vezi scaune de canapele de ce apucați. O să urmeze ceva tare.